Copiii au mâncat micul dejun și pentru că au mâncat mâncare, au primit înghețată. Înghețata pe care am făcut-o noi ieri. A zis Edi că e bună, îi place, mă bucur. Mai facem. Iar acolo sunt cumpărăturile. A fost tati la cumpărături. Și sunt acolo, trebuie să le punem la locul lor. Vreau să fac plinul la înghețată. Deja am pus 3 cutii acolo, diferite sortimente de înghețată, urmează și la 4 cutie. Când văd atâta înghețată, aș vrea și eu să mănânc, dar nu mai pot să mănânc înghețată din cauza la gastrita mea, pentru că în ultimul timp am avut probleme, așa că trebuie să țin regim. M-am apucat să dau cu aspiratorul, dar piticote nu mă lasă, nu mă lasă! Îmi ia aspiratorul din mână, trebuie să fac pauze, să dau curându, așa. Send eu, send el, așa-i? Da! Sunt eu sântu-tu! Da, facem cu schimbul! Hai de mine! Ia să te văd, ești harnic! Mă ajut? Da, e foarte harnic! Pune și frigiderul la aspiră! Te seama mi asta să nu aspir? Vai, vai, ce băia harnica! Sunt tare mândră de tine, să știi! Ești ajutorul meu de bază! Da! Pune mami la loc litera. Super! Așa. Uite, dă și aici pe jos, pe aici, uite acolo pe la colțuri. Uite pe aici, pe la marginea scaunului. Așa, pe aici, pe la marginea scaunului și aici. Uite aici. Așa, 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 bravo! Așa, bravo băiatul! Bravo, bravo! Cum a fost să mergi la cumpărături cu mască? Frumos! Ți-a plăcut? Da! Ai putut să respiri? Da! Aseară mi-am băgat la spălat în mașină, mașina de spălat vase, coșurile acestea. Mai am unul mare care nu intră, trebuie să-l spăl de mână, o să-l spăl sus în vană. Și vreau să le folosesc la dăbaroa exterioară ca să o organizez. Nu vreau să cumpăr altele ca să fie toate la fel, pentru că o voi organiza doar pentru moment, e ceva temporar. Și vreau să folosesc ceea ce am ca să nu mai risipesc alți bani, pentru că oricum coșurile acestea sunt bune, sunt aproape noi. Le-am spălat să fie curate. Acesta nu știu însă dacă o să-l folosesc. De obicei acestea eu le folosesc la haine sau la alimente. Dar să vedem, dacă nu mi-ajung acelea, poate că îl voi folosi și pe el. Așa, am găsit și primăști chirurgicale, deci prima dată a dat comandă de pe internet, de un set. Cât au fost, iubi? Și câte bucăți? 10? 10 bucăți? Nu, au fost 15, reduse de la 17 euro, deci 15 euro. Și acestea cu cât le-ai luat? Cu 7 euro, ai spus, nu? Cu 6. Acestea le-a cumpărat cu 6 euro și uitați câte sunt. Dar am dat comandă și din material, măști textile, dar încă nu au sosit, trebuie să sosească. Vedem când. Vrem să mâncăm prânzul. Aceea este porția lui Cipri, a lui Edi. A lui Eric este aici. Și eu mănânc un fel de salată cu avocado și brânză din asta vegană, tofu și pâine prăjită. În jurul ei alergau mulți copii. Ea mergea calmă și dreaptă, fără să se uite înapoi. S-a împiedicat puțin de un prag și era să cadă, dar s-a ținut de perete și a continuat să meargă hotărâtă înainte. A apăsat pe clanța ușii și înainte să o deschidă, a tras aer în piept. Mama și tata o urmăreau amândoi foarte atent, sigur că ea o să se întoarcă fugind la ei. Dar Mira nu s-a întors. A intrat în clasă, plină de curaj, ca un cavaler adevărat. Mirei îi plac mult cavalerii din cărți și îi mai plac și ratonii și checul cu prune și nuci. Din clasă s-a auzit în cor: bună, Mira! Mama și tata au mai apucat să vadă cum Mira zâmbește, apoi ușa s-a închis. Mira își face un prieten. Vreau să scot toate produsele care sunt în dulapul acesta. Aici de obicei țin produse alimentare, pentru că este dezastru. Uitați cum arată, nu mai știm ce este și ce nu este. Acolo în spate de tot n-a mai umblat nimeni de mult și trebuie să văd dacă mai sunt produse valabile sau nu, pentru că
Așa se întâmplă, cele rămase în spate sunt uitate și nimeni nu se mai atinge de ele. Plus de asta, eu am niște coșuri în care pun diferite produse, dar pentru că nu sunt etichetate, atunci când mă grăbesc, am tendința să pun tot felul de alimente, nu doar categoria care ar trebui să fie acolo. Și pun pariu că s-au adunat multe alte produse alimentare unde n-ar trebui, în coșurile cu alte produse, așa că vreau să le și etichetez și să le organizez puțin. Copiii mă ajută, ei îmi dau produsele și eu le pun aici. Acestea sunt doar de aici, din primul raft. Ce sunt? Urmează și celelalte. Ce-i ăștia? Sunt praline cu hazelnuți. Vrei? Vrei? Ok. Am terminat de aranjat și vreau să vă arăt cam cum arată. Pe raftul de sus am pus tot ceea ce ține de conserve și avem supă. Aici sunt toate borcanele cu supă, supă de pasăre, supă de legume, supă de vită. Celălalt rând este cu diferite conserve. În spate este o conservă cu porumb. Niște pachetele din acestea cu măsline, două am, aici am niște conserve de ton. Mai departe aici am trei borcane cu fasole, în spate tarhon și castraveți cornișon. Mai departe aici am în conservă roșii tăiate, passata, aici am varză murată, toate patru sunt cu varză murată, aici am miere. În spate am miere de rapiță și acolo am un set pentru un platou de brânză. Pe cel de-al doilea raft, în spate de tot, în coșul acela, am produse pentru cafea. Tot ceea ce ține de cafea, cu excepția zahărului. Am pads-uri pentru cafea, cafea boabe, am și pads-uri pentru cappuccino, pentru ciocolată, mai multe. Și mai am și lapte condensat pentru cafea. Aici în față am spirulină și goji. Dedesubt am o cutie cu biscuiți pentru cafea. Dacă cumva avem musafir sau chiar și dacă vrea Cipri, deși el nu prea mănâncă biscuiți la cafea. Aici am un coș cu biscuiți. Acolo sunt doar biscuiți și Eugenii și niște biscuiți sărați. Așa, lângă mai am un coș, la fel în spate, pe care am scris dulciuri și acolo sunt dulciuri, ciocolată, bomboane de ciocolată. În față, în alt coș, am gustări. Aici avem și gustări sărate, dar și gustări dulci, gen stafide, ce mai avem, nuci, măsline, am impresia că avem pistic, mai în spate acolo, da, deci sunt mai multe. Aici, lângă, am acest borcan în care am pus bomboane din acestea colorate, pentru că era punga desfăcută și am zis că mai bine stau în borcan. Lângă este un alt borcan, de data aceasta cu biscuiți, la fel era desfăcută. De fapt, două pachete erau desfăcute și am preferat să le pun în borcan pentru că se țin mai bine. Acolo mai avem tot așa un mix de nuci și cu cranberry, cu merișoare, iar lângă avem pentru niște chifteluțe din legume. Am impresia că sunt cele două pachete, dacă nu mă înșel. Gemüse Bratlinge, da, ca să facem chifteluțe din acelea din legume, sunt vegane. Și pe ultimul raft am în spate de tot un coș mare în care am doar paste. Prima dată am zis că vreau să pun în el și paste, dar și produse care țin de paste, adică sosuri, dar
Am găsit și alte pungi cu paste și nu încăpeau toate, așa că am preferat să scot sosurile. Am pus doar pachetele cu paste și sunt multe pachete, cred că avem peste 10 acolo. L-am și etichetat, am scris paste pe el ca să știm. Lângă avem un alt coș cu făină și zahăr. Avem mai multe tipuri de făină, avem și zahăr pudră, avem și ștevie, pliculețe cu ștevie. Eu am mai pus de asemenea și mălai, punga aceasta cu mălai. Am preferat să o pun aici, iar acolo în spate avem niște pungi de hârtie pentru sandvișuri, pentru împacheta sandvișurile. Iar în față am pus ceea ce folosim cel mai des. Inițial vreau să pun ulei sus, dar nu încape, așa că l-am pus aici jos pentru că aici are loc. Deci avem ulei. Apoi avem lapte vegan, 4 cutii, mai avem lapte pentru Eric aici, ce mai avem, o sticlă cu passata, lângă avem borcane cu sosuri pentru paste, sunt diferite sosuri, bolognese, alla arrabbiata, și cam acestea cred că sunt. De asemenea, ultimul produs pe care l-am pus aici în partea dreaptă este un pachet cu tortilla.